găsit, te-am regăsit. Vreau să vă zic că acolo la București o săptămână întreagă. Deci atâtea povești de la oameni am auzit că nu mi-ajunge timpul să-l redau. Nu știu, cred că mai trebuie să scriu o carte. Deci, mi-a povestit cineva. Deci ceva foarte, foarte interesant. Și plus că persoana respectivă e prietenă cu niște prieteni a mei. Deci 100% povestea asta e adevărată. Deci nu e o poveste inventată și nici mincinoasă. Deci, această persoană, bine, a venit acolo la prietenii mei să afle despre proiectul în care eu sunt. Prietenii mei, la care am cazat-o uneori în București, ei nu cred în proiect. Adică, cum să zic, cred și nu cred, sunt și fricoși, nici nu știu cum să le zic așa. Nu contează asta, ei tot prietenii mei sunt. Și dacă intră în proiect, nu despre asta e vorba. E interesant, da. Asta, nu știu, mă tremură autocarul ăsta. Ce e interesant că avem un prieten acolo să le spun despre proiect. Și le-am spus despre proiect, omul foarte inteligent, a înțeles tot, a rămas că mă contactează, nu mai m-a contactat, dar nu contează asta. Ce e important că am făcut o relație. Oriunde mă duc, eu am câteva mesaje. Deci, am unul despre proiect. Dar nu forțez lucrurile. Unde simt sau unde mă simt întrebată sau mă rog, nu mă duc așa peste 8 și gata, hai să le spun despre proiect. Nu. Sau dacă sunt întrebată. Mai am un mesaj despre ce credință am sau îl întreb pe om, ești credincios, da sau nu, dacă zice da, zic, te-ai predat, ai rugăciunea de predare, adică rugăciunea în care spui, da, eu sunt un păcătos, te invit, Domnul meu, Iesua, Mășia, Iisus Hristos, te invit în viața mea ca Domn, Stăpân și Mântuitor și mă rog cu ei și asta e o rugăciune sau un mesaj de chemare. Și la alții le spun am două și mai este o categorie care sunt deja credincioși și doar vor să se scrie proiect. Acum în ultimul nu s-au scris nimeni, nicio problemă. Eu azi am dat startul, am zis că hai să trimitem la minim 20 de contacte, un PDF și un video. Așa mai fac câte opțiune o dată pe săptămână, știi? Să nu toată ziua să îi obosim pe oameni. Da, ok, sau cealaltă săptămână la ceilalți 20, că toți avem vreo 40 de contacte, nu știu cum să... Cred că toți avem contacte. Dar ce e interesant că a venit domnul ăsta să îi povestesc despre proiect, da? Cum am zis. La unii nu le spun deloc, că nu simt, nu pot, nu știu, văd așa, s-a pe inima închisă, nu pot să le spun la toți. Aș vrea să le spun, dar nu pot. La alții nici nu vorbesc despre nici de credință. La alții numai de proiect, la alții nu deloc. Numai în generalități. Măi, oameni buni, nu știu cum să vă explic voi, să mă înțelegeți pe mine, că Dumnezeu pregătește toate lucrurile astea. Nu mă pun eu, hai să vorbesc cu oamenii, mă duc pe stradă. Dumnezeu pregătește, mă duc și vorbesc cu șoferul ceva, nu știu, îmi dă ceva sau mă treabă el sau... Și se leagă așa o conversație, dar înțelegeți că asta face Dumnezeu, nu eu. Eu doar sunt roaba lui. Mă urc în autocar, mă rog pentru toți oameni și zic, Doamne, binecuvântă pe acești oameni, Doamne, și au nevoie de mântuire, care sunt mântuiți, sunt întărești în credință. Și mă rog, și mă rog, și mă rog. Și atunci mai conversez cu cineva, mai vorbesc, dacă mai se liberește. Cum am vorbit în avion cu Doamne, o să vă povestesc eu. Ok, și ce-a fost interesant acum? Uite că nici m-am gândit să mai stau și mai așa mai comod. Așa. Ce-a fost interesant de tot, că acest domn, m-am prietenit cu el. A înțeles proiectul, nu, azi că mă contactează, nu m-a contactat, dar nu contează. Am rămas cu o amintire frumoasă. Știi ce m-a zis? Că odată a primit o amendă și era așa de supărat că amenda aia a primit-o pe nedrept. Nu se mai întâmplă. Știm și noi asta. Și ce-a fost interesant, că a plecat la poliție și a spus, domnule, am primit o amendă pe nedrept, hai să o rezolvăm. Când odată rezolv, că mai nimești niște oameni buni, odată nu rezolv deloc. Nu a putut cu omul ăla nimic, era un osus, un om plin de, nu știu cum să zic, să nu păcătești. Și când se
iasă, trebuia și el să iasă chiar atunci din serviciu sau să iasă pe ușă sau ceva de genul. Și au ieșit împreună, omul cu urtia în mână. Nu s-a putut găsi nicio soluție. Cât a încercat omul să zică, domnule, nu am acești bani, ce să fac, să mă împrumut, să mă dau... Era așa de supărat omul. Deci de a nu judecați oamenii. Era foarte, foarte supărat acest om. Nu a avut bani, omul nu l-a înțeles, că el nu a fost, a primit o amendă pe nedrept. Înțelegeți voi? O amendă pe nedrept. Și ce s-a întâmplat? A ieșit cu acel om, atunci a schimbat și tura și a ieșit cu acel om. Și cum era supărat, el zice, fără să se gândească, fără să premediteze, el zice, să vă cadă ușa asta jos. Și după ce a rostit, a intrat pe poartă o mașină și a dărâmat ușa. Și la cel polițist nu i-a venit să creadă. Zice, oameni, ce se întâmplă aici? Tu ai spus un blestem și s-a întâmplat blestem. Zice, nu, domnule, eu nu blestem, că eu sunt credincios. Dar am fost așa de supărat, că de supărare am zis să cadă ușa asta aici a voastră. Că nu se poate așa ceva, deci nu mă înțelegeți, vin la organele de... Da. Acum nu înțelegeți greșit. Că nu o să zic acum că toată poliția română sau toată poliția e probleme. A fost un caz, da, să înțelegem. Că nu vreau oamenii să interpreteze greșit și să zică, a, acum acela, uite ce zice acolo. Nu, a fost un caz de care avem toți de învățat. Ce s-a întâmplat? Simplu. A intrat mașina, da, în poartă, polițistul a înlemnit și a luat biletul de la omul din mână și l-a rupt. Atât a mai putut să zică. Prima dată a crezut că e blestem așa, zic, domnule, blestem. Înțelegeți? Deci nu-l judecați nici pe acel om că n-a rostit o binecuvântare, că eu mereu zic, hai să rostim binecuvântare. A fost supărat, hai să fim foarte, foarte înțelegători. Că prea mult ne-am făcut așa cu ne-am făcut legaliști și cu judecăți, cu prejudecăți, cu tot felul de chestii. Nu, a fost omul supărat. Nu s-a fost supărat când tu nu ai bani de pâine, mai primi și o amendă. A fost supărat, dragii mei. Știu că vine supărarea și noi zicem în teorie, hai, roagă-te, știu. Dar să știți că nu e așa, că toți trecem prin tot felul. Nu putem tot timpul să fim pe stâncă, nu putem tot timpul să fim veseli și cu zâmbetul pe buze. Chiar dacă nu știm asta, că vorba dulce mult aduce, nu se întâmplă chiar să fim supărați. Să nu judecăm. Nu judecați și nu vă supărați, da? Parcă și nu. Deci asta a fost povestea. Acel om, Dumnezeu, în felul acesta, l-a scăpat de amende și a ascultat rugăciunea. Nu o luați nici ca pe un blestem. Așa a fost.